Un proiect de lege care prevede extinderea categoriilor de persoane care beneficiază de reducerea vârstei de pensionare a trecut recent de Camera Deputaților, forul decizional în acest caz. Actul normativ face trimitere la persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluare din cauza extracției, preparării și arderii cărbunelui sau a activității combinatelor siderurgice. Printre cei care vor beneficia de acest lucru sunt și o mulțime de hunedoreni. Senatorul PSD de Hunedoara, Cristian Resmeriță, unul dintre inițiatorii legii, a explicat cum s-a ajuns la forma finală, menționând și că au fost introduse mai multe amendamente, inclusiv din partea parlamentarilor PNL. Da, în actul normativ spune foarte clar și să se înțeleagă de la început, la localitățile deja existente, pentru că erau anumite localități, cum ar fi Slatina, Târgu Mureșu, care erau poluate și ele și care beneficiau de această facilitate de câțiva ani de zile, am introdus niște localități. Inițial am introdus localitățile din Valea Jiului, ca să fim foarte corecți, în urma unor amendamente ale colegilor parlamentari de la PSD și de la PNL și-au dat mâna și au reușit să facă acest lucru împreună, au mai fost introduse o serie de localități din această parte a județului, din nordul județului. Localitățile mai mari care sunt cuprinse în această inițiativă legislativă sunt Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Călan, plus niște comune care sunt în jurul acestor localități. Pentru ca legea să producă efecte, ea va trebui să fie promulgată de președintele României. Prevederile legii sunt valabile și în cazul celor care au domiciliat tot timp de 30 de ani în localități situate pe o rază de 8 km în jurul celor afectate de poluare, aici fiind însă unele semne de întrebare despre modul de aplicare. Cristian Resmeriță a afirmat că se vor face corecțiile necesare după promulgare de către cei de la casele de pensii și a dat de înțeles că numărul hunedorenilor care ar beneficia de prevederile acestei legi ar putea crește, dând exemplu orașului Simeria. De asemenea, tot ceea ce este pe o rază de 8 km se încadrează și această lege va fi aplicată. Depinde deja de Casa Națională de Pensii. Dacă cum fac aceste măsurători, bineînțeles nu o să le facă cineva care nu este profesionist, ci se va lua după hartă clasică care există în acest moment. M-ați întrebat și știu că foarte multă lume se întreabă și de Simeria. Simeria ca localitate nu a fost trecută în această inițiativă legislativă pentru că nu s-au găsit dovezi care să arate foarte clar poluarea care a existat în această localitate în anii trecuți, bineînțeles, pentru că, vedeți, noi, având industrie din ce în ce mai puțin, avem și poluare din ce în ce mai puțin. Însă toate gospodăriile, toți cetățenii care locuiesc pe o rază de 8 km, de exemplu, Deva, Hunedoara, care sunt acolo aproape lângă Simeria, pot să beneficieze. Eu zic, haide să așteptăm ca domnul președinte să promulge această lege, după care să rezolvăm și anumite neclarități pe care poate cetățenii le au. În lege sunt cuprinse și 18 localități din județul nostru. Este vorba despre municipiile Petroșani, Vulcani, Lupeni, Hunedoara, Orăștie, Brad și Deva, orașele Petrilani, Noasa, Urican și Călan și comunele Baia de Criș, Băița, Certejul de Sus, Crișcior, Ghelar, Șoimuș, Teliucu Inferior și Vețel.